Bună și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem o haul Ikea, asta pentru că în urmă cu ceva timp am fost la Ikea și v-am întrebat pe Instagram, am făcut așa un sondaj de opinie, ca să spun așa, dacă vreți să fac sau nu un haul pe YouTube. Iar cei mai mulți dintre voi, de fapt, procent de 100%, ați spus că da, să fac un haul Ikea și să-l pun aici pe YouTube, așa că zis și făcut. Și cu ce să începem? Păi, în principiu, am fost pentru a lua un singur obiect. Mă rog, știam că nu o să cumpăr un singur obiect, că cine merge la Ikea și cumpără un singur lucru, dar obiectul principal, ca să zic așa, sau leitmotivul vizitei la Ikea a fost să cumpăr acest scaun pe care stau acum și pe care o să vi-l arăt mai îndeaproape la sfârșit. Pe lângă asta am mai luat o fel de mărutaie precum. Primul obiect pe care l-am achiziționat de la Ikea a fost acest ceas alb. Cu aspect vintage, pe care l-am luat cu scopul de a-l pune pe birou. În clipul anterior v-am arătat cum mi-am cumpărat un birou pentru a-mi face spațiul meu propriu și personal. Și dacă nu l-ați văzut, vă las link în descriere să mergeți către el, că poate îl găsiți util și poate vă dau așa o idee de cum să vă renovați camera. Deci, ce mi-am mai cumpărat? Mi-am luat această sticluță, mi s-a părut foarte drăguță, cu niște floricele albastre, dacă îmi pune și focus. Este foarte drăguță, mi se pare așa văratică, mai ales datorită culorii. Uitați să văd dacă mai știu să o și deschid. Nu? Nu mai știu? A, bă, da. Deci trage așa de ea, pac, și iese după. Foarte drăguță. Mă gândesc să fac limonadă. Vedeți? Pac. Pac. Așa. Bun. Mă gândesc să-mi fac limonadă, să o pun la rece și să o servez în această sticlă, cum îi spun eu, cu izm de vară. În ton cu nuanțele de pe această sticlă, mi-am luat și un set de pahare. Modelul acesta. La fel, mi-au plăcut foarte mult nuanțele. Sunt nebunită după roz pal, după cum deja știți dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, și dă foarte bine cu ăsta Glade-ul și dă foarte bine cu nuanțele acestea de albastru. Bun. Pentru că sunt obsedată de pahare, mi-am mai luat un set de pahare din acest model. Ta-da! Evident, roz cu flori roz. Asta cred că este preferatul meu, nu știu, este atât de drăguț. Îmi place mult. Paharele au fost într-un set de 6 și au costat, dacă vreți așa să știți, cu aproximație, undeva la 24-25 de lei. Deci mi s-a părut chiar ok pentru 6 pahare și sunt și foarte drăguțe, nemaipomenite pentru vară, deci totul este perfect. Bun. Și pentru a merge mai departe, tot așa, într-un asorteu, dacă îmi permiteți să spun, în ton cu paharul acesta cu floricele roz, am luat și această tavă. Roz cu buline roz și roșii, cred că este un fel de roșu. Foarte drăguță și ea. Dă foarte bine cu aceste de pahare și mă bucur să o am. Mai departe. Am cumpărat și, de fapt, dacă tot suntem la capitolul pahare, am cumpărat, n-am cumpărat eu de fapt asta. Aceste pahare sunt 4. Simpluțe cu un mic model pe aici, cu un model simplu de fapt pe aici, și le-a luat prietenul meu pentru a bea whisky cu prietenii lui. Simplu, hai să fac. Bun. Și aici am terminat. Mi-am mai luat și o lumânare. Eu sunt nebunită după lumânările acestea. Le mai găsit și la Pepco, cred, sau Jumbo. Cred că și pe la Jumbo sunt. Cu fructe de pădure. E bine, miros atât de bine. Și acum am găsit unele doar cu zmeură și căpșuni. Fraților, miroase atât de bine că, nu știu, îmi pare rău că nu pot să vă transmit așa prin această cameră mirosul.
Deci vă invit să mirosiți. Nu știu, dacă mergeți la IKEA, așa arată. Opa, bate lumina fix în ea. Și chiar vă recomand să o luați pentru că miroase foarte, foarte bine. Da. Mai departe, am luat acest set de 3 vaze. Deci, vedeți? 1, 2, 3. În principiu, îmi trebuia una ca aceasta, ultima, cea mai mică. Cea mai mică, cea mai îngustă și cea mai lungă. Da. Chiar îmi plac foarte mult și astea. Dacă sunteți curioși și vreți să luați un set de vaze ca acestea, au costat în jur de... Nu, au costat 60 de lei, 59,99, cam așa. 60 de lei. Mai departe, mi-am dorit eu așa să mai luăm o lingerie de pat. Și mi-am luat această lingerie cu un model așa, este albă cu niște floricele, nici nu știu, vișinii, că nu e nici măcar un roșu. Exact ce culoare să zic eu că e, dar bate lumina fix în ea, așa că oricum vreau să o bag la spălat ca să o pun pe pat. O să stup ca să voară mai bine. Yeah. Deci, vedeți? Perfect. Deci nu știu exact ce nuanță e asta. Poate mi spuneți voi. Dar mi se pare foarte drăguță și finuță și... Și mă bucur că am luat-o și cred că a costat 90 de lei a fost asta. Da, cred că 90 de lei. Mai departe, mi-am mai luat pentru că la fel niciodată nu sunt suficiente. Deci la capitolul ce niciodată nu ai în casă și mereu ai nevoie. Da, exact. Umerașe. Le-am luat întâi pe acestea. Bine, pastea negre le iau mereu cu gândul că să pun cămășile sau, mă rog, hainele prietenului meu, că, na, el fiind băiat, merge cu negru, na, mie îmi place mai mult să am umerașe albe sau deschise la culoare. Și mereu, asta e partea amuzantă, mereu cumpăr pentru el sau cumpărăm pentru el și ghiciți și ne ajunge să le folosească pentru că mereu rămâne fără. Da, eu. Da, a zis că poate pe acestea nu le mai iau. Bun, v-am arătat și asta. Să mă mai gândesc ce nu v-am arătat. Ah. Mi-am luat un organizator din acesta în formă de inele. Mă tot gândeam de mult să-mi iau, că da, mi-e place să experimentez așa și, cum vă spuneam, mereu trebuie să schimb câte ceva, că mă plictisesc. Mi-am luat acest organizator, care este special pentru accesorii. Curele, eșarfe. Nu știu dacă pot să văd. Gata, am reușit. Vedeți? Deci, așa. Probabil aveți și voi pe acasă. Da. Mi se pare super, super ok și cred că chiar aș salva destul de mult spațiu, mai ales la eșarfe, să nu le mai țin așa unele peste altele, să mă ocup pe loc, le pun pe aici, prin inelele acestea și apoi le agăț în dressing. Vedeți? Și sunt ceva inele. Și îmi place că este alb, v-am spus că mie îmi place... Îmi place și albul, mai ales în casă, mi se pare că dă foarte bine și ajută la senzația aceea de apartament luminos și eu asta caut. Nu suport acele încăperi întunecate unde n-am lumină naturală, sunt disperată de lumină după lumină naturală. Deja am arătat și inelele acestea. Bam, stați să mă iau de aici că... Nu le-am pus într-o anumită ordine cu gândul să vi le arăt, ci pur și simplu doar le-am scos din pungă să nu foșne mereu când scot câte ceva. Le-am scos aici pe pat și vi le-am dat așa cum mi-au venit la ochi. Mă rog, mai departe mi-am luat acești bureței de baie. Ups. Sunt 3 aici. Roz, alb și albastrul acesta foarte frumos. Bun, mi-am mai luat și un pachet de 3 huse din acelea în care să spui hainele. Hai că le fac și pe acestea, ca să vi le arăt. Sunt albe. Și au și un model foarte drăguț. Mă rog, n-are sens să-l deschid pe tot, dar voiam să vă arăt... Pare rău, am mișcat camera. Doar voiam să vă arăt modelul, dar nu știu dacă... Nu ve... A? Vedeți? Sunt niște buline. Uite așa. Sunt niște buline din acestea.
fac. Deci ăsta e secretul. Și ultimul produs, de fapt, antepenultimul produs, da? Da. A, nu. Mai am două produse în afară de asta. Următorul produs este ca un suport cu găurile așa, niște găurile în formă de frunze în parafin. Vedeți? Este un suport. Îl desfaci de aici. Ăsta este blatul, ca să zic așa, și aici are niște piciorușe. Deci ăsta am luat. Și am mai luat trei chestii. Cum să fac eu să vi le arăt? Pentru următoarea chestie pe care v-am să vă arăt că mi-am cumpărat de la IKEA, a trebuit să mă ridic. Pentru că este această ramă care are încă 8 rame integrate în ea, după cum vedeți. Rama asta ar fi trebuit să fie în spatele meu ca să am și un background frumos. Despre ea vă tot vorbeam că din cauza luminii nu pot să am și un background drăguț. Și zic eu că acesta este chiar drăguț. Să mi le arăt așa cu fiecare mai bine. Chiar mi se pare că dau foarte bine și îmi place că sunt nuanțe de roz, în primul rând, de alb, de albastru, deci fix nuanțe pe care le-aș fi ales și oricum în fotografiile pe care v-am să le pun aici. Și acum să trec și la penultimul obiect, pentru că ultimul va fi acest scaunel fotoliu, nu știu exact cum se numesc. Dar, din nou, mă repet, dacă ați urmărit clipul anterior, l-ați văzut și acolo. Dacă nu l-ați urmărit clipul anterior, vă las link în descriere și să mergeți către el, că poate chiar o să vă placă și poate chiar o să dați un like, cine știe. Mă rog, fără să mai stau să bat câmpii, să vă arăt și această tavă, care are o culoare foarte frumoasă de albastru, turcoaz, nu știu exact cum să o numesc. Este foarte frumoasă, în cazul în care vă interesează și cum am plasat camera, o vedeți aici. Am luat două deocamdată, una pentru mine și una pentru prietenul meu. Gata, și am terminat. Să vă arăt și scaunul și gata. V-am arătat toate produsele pe care eu le-am cumpărat de la IKEA, sper că v-au plăcut. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți ce v-a plăcut cel mai mult și ce v-ați dori să vă cumpărați și voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, o să vă invit de asemenea să-mi dați un like. Gata, nu mă mai lungesc. Vă mulțumesc și pe data viitoare. Până atunci, vă pup!